Unghiuri. Clasificare. Prin definiție, figura geometrică formată de două semidrepte ce au originea comună se numește unghi. Desenăm un unghi AOB, la fel ca în imagine. Notația uzuală pentru unghiul nostru AOB se face prin enumerarea simplă a celor trei litere în sensul A, O și B sau B, O și A. Avem grijă ca de fiecare dată în mijloc să se găsească litera O, literă ce va reprezenta notația vârfului unghiului. Așadar, elementele unui unghi sunt laturile acestuia și vârful său. Prin laturile unghiului înțelegem semidreptele OA și OB. Originea comună a acestor două semidrepte reprezintă vârful unghiului. În figura noastră, acesta este reprezentat prin litera O. Ca observații, precizăm două tipuri speciale de unghiuri. Unghiul nul. Unghiul nul este unghiul care are laturile semidrepte identice. Așa cum în figura din imagine reprezentată prin culoarea roșie, observăm unghiul AOB că el este un unghi nul. Semidreptele OA și OB se suprapun. Cu verde am reprezentat unghiul AOB, un unghi alungit, laturile acestuia fiind semidreptele OA și OB și ele sunt una în prelungirea celeilalte. Să vedem mai departe o clasificare a unghiurilor. Prin definiție, un unghi ascuțit reprezintă orice unghi a cărui măsură este cuprinsă între 0 grade și 90 de grade. Un unghi drept reprezintă un unghi care are măsura egală cu 90 de grade, iar un unghi obtuz reprezintă orice unghi cu măsura cuprinsă între 90 de grade și 180 de grade. În general, pentru a măsura un unghi se folosește notația cu grade sexagesimale. Ca observație, unghiul nul are măsura egală cu 0 grade, iar unghiul alungit are măsura egală cu 180 de grade. Haideți să vedem în continuare câteva exemple de unghiuri din viața reală. Pentru început, în imagine, observăm un unghi ascuțit. Acesta este unghiul format de stolul de păsări, așa cum vi-l conturez cu roșu. El reprezintă un unghi ascuțit. Unghiul format de trunchiul păsării colibri și aripile sale poate fi considerat ca fiind un unghi drept. Pentru următoarea imagine, cea în care ne apare acest avion, reprezentăm unghiul format de aripile sale și aici o să îl desenez folosind de data aceasta culoarea verde. Observați unghiul astfel conturat. Putem să-l notăm cu O, vârful său. Aici să considerăm un punct A, aici un punct B. În felul acesta, unghiul AOB are măsura, o valoare cuprinsă între 90 de grade și 180 de grade, el devenind unghi obtus. Vă mulțumesc și vă aștept la o nouă întâlnire. La revedere!